unde s-ar mai întoarce anii, viața de mamă, adică mereu cu gând la copii. Locuiesc în Trânsa. În această casă se întrebătând două lumi.
dar atât de curată și de plăcută înaintea lui Dumnezeu. Vor veni și nepoții, părinte. E, nu la numărul de generații mă refer. Îndrăznește, fiică. Da, poftiți. Eu am poftit și am primit. Mă iertați. Dumnezeu iartă întotdeauna. Omul, păcătosul de mine, mai iartă și el câteodată. Dar natura, fiindcă cu minte, natura nu iartă niciodată. Da, așa e. Cât omul trăiește în cinstea și onoarea lui Dumnezeu, nu pricepe. Uneori așteaptă să-și pierdă din demnitate ca să fie trezit. Să ne ferească Dumnezeu. Suntem chemați la sfințenie, mămică. Să învingem Duhul acestei lumi. O, slăvit fie Domnul, că tu ești pregătită să faci mărturisire fără frică. Dar ceilalți din jurul tău sunt mai plini de frică ca niciodată. Normal să fie frică. O, frica este un simbol al sănășturilor celui rău în noi. Mintea ni se tulbură și devenim agresivi ca să ne apărăm ceea ce credem că ne aparține. Înfricoșați că vom pierde confortul. Mă iertați. Frică, ești atât de frumoasă să fii sinceră în neputința ta. Pentru această neputință trebuie rugăciunea pentru lume, care o fac cu oamenii curajoși, cu trăire duhovnicească, așa ca mama ta. Așa ne vom sprijini unul pe altul. Dar eu, noi, familia ta, mamă! Cea mai mare piatră de potignire a inimii este egoismul. Și cea mai rară piatră prețioasă este ascultarea. Această mamă, o să plângă în fața pozilor cu nepoții, ea se întoarce la școală. Și ce o să învețe? O să învețe să fie mamă nu doar pentru copilul ei, ci o mamă după modelul mamei tuturor. Mama mea. Să ne așezăm și noi. Aici, părinte, aici. Oh, Virgilie! Vedeți? Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să-i cerem. Vreau ceva. Ce vrei să-ți fac? Dar noi ce-am zice? Eee, ce vreau eu, nu se poate. Dar de ce-am zice asta? Pentru că nu credem că cel din fața noastră este Dumnezeu. Și ce altceva mai vrei, copilă Dumnezeu? Vreau să faci pe mamaia să nu mai plângă și să fie tânără, pe mami să nu mai sipe și pe tati să stea acasă și să se joace cu mine. Credem noi asta? Aici urmează binecuvântarea sau blestemul. Fie vouă după credință. Bine, acum e foame. Sărmâna, părinte, ce mai faceți? Mama are o veste smerea. Da? Se mărită? Ia zi, mami, jucăm la nunta anul ăsta. Tu știi că ține nunta la moldoveni 3 zile și după aia bătăie săptămână. E mult mai serioasă veștea. Da, se mărită cu un american și pleacă în state. Tata și-a un fotograf, așează copiii și-a față cu mătă și cu... Stai, dragă, că ești îmbrăcat în albine, dumneata, bătrâne, nu gândești că strici poza. Dar eu sunt mire. Lasă, poate, da, pleacă. O, cu avionul? O bătrână indignată de un copil la zdrăvar. Nu te plictisi? Hai să știi să ne jucăm pe afară. Dar de când are mama pașaport? Nici eu nu mai am. Am fost la poliție. Ei n-au fost. Deci la mănăstire, mamă. La o mănăstire sosește de curând o nouă călugăriță. Curioasă din fire, maica stareță, mă întreabă să duce pe călugărița în optice. Mai bine, tu ești sănătos? Nu cred că mai să nu credă așa ceva. Mai degrabă credă minuni. La poarta unei mănăstiri se aude minune, minune. Merg din nou pe picioarele mele. Dar cum s-a întâmplat această minune? Mi s-a furat mașina. Ioan, mai repede. Nu așa suru, că atinge la sănătate. Și cum o fi sănătate, te gândești murculează și tu vieții. Asta a vrut să fie banc sec, Ioan. M-am plecat. Cum ați? Cu cine? Unde? Cu mine, băiete. Părinte, părinte, hai să spun care a am unde îți arată drumul, dar știți care este diferența? Ioan ajunge! Mami, eu nu te las să pleci. Cum vine asta? Și noi și soarele noastre sunteți preocupați acum cine ajunge la mine. Dacă nu veneam astăzi, plecai,
Măiuța mâine. Asta am întrebat-o și eu, deci că suntem frați. Suntem, știi, le întrebam asta pe bună. Vrem frate sau o surioară? Nu mă întrebăm, mă descurc și singur cu voi. Ioan, termină. Măi, mami, nu vrei să stăm mai puțin la o discuție serioasă? Cu tine? Ha, ha. Eu înțeleg lucrurile așa. Ce vrei să faci o sinucidere socială? Ai, știu, m-am cu sinucidare. Ioan, mai repezi. Bine, revin, mami, tu te repezi de noi, tu nu mai ai nevoie de noi, ți-e nu-ți mai poate de noi? Vrei să te spari de noi fără divorț? A, să venim pe una bună cu divorțul. Ioan, termină-l. Cum să spun eu, mami, noi am fost la mănăstire, am stat câteva zile acolo, dar este doar o imagine. Nu-i așa, părinte? Matei, calmează-te. Din câte am înțeles până acum, mami, tu ori vrei să fii heroină cu noi până la capăt, ori ți-e atât de doritat încât nu vrei să ne mai vezi. Hai să analizăm. Eu am un serviciu greu, am ajuns seara ca să frânt și nu am timp să te sun nici seara, nici a doua. Și așa trec zilele și săptămâni. Până vine un moment aniversar și ne mai vedem în loc. Tu ești supărată și crezi că dacă vei pleca la mănăstire vom suferi așa cum ai suferit tu. Doamne, cum să gândesc așa? Atunci, a doua variantă. Ți-e atât de dor de tatin încât crezi că la mănăstire ești mai aproape de el. Matei! Stai puțin, să analizăm și situația asta. De când, după moartea lui tati, când eram noi mici, țin minte că lăsam un loc bol la masă și spunea că acolo stă îngerul lui. Mami, de la tine am învățat că tati este aici acum noi tot timpul. De la tine am învățat că tati mă ascultă și că poate... că mă înțelege și pot vorbi cu el exact așa cum vorbesc cu tine. Mami, nu pot să cred că chiar tu l-ai uitat. Nu e, tati este aici, acum noi nu trebuie să-mi cauți la mână scrie. În sfârșit ai ajuns, abia ai să vii să văd bomba. Bună ziua tuturor! O, ce de lume minunată! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Oamenii, am înțeles că acesta este, de fapt, sensul mamei pe lume și am avut înaintea mea cel mai pur model, pe Maica Domnului. Prin suferința ei, s-a goit de sine pentru că fiul să își îndeplinise menirea. Copiii mei,
Oamenii sunt făcuți pentru rugăciune. Ei înșiși își schimbă scopul singur, cu tot felul de amăgiri. Și apoi sunt hărțuiți în lume și nu mai au timp pentru ei. Mă retrag, mamă din lume. Să folosesc timpul pentru rugăciunea pe care voi, copiii mei, nu mai aveți timp să o faceți. Să nu fiți triști că plec. Mă retrag din lume ca să vă deschid calea învierii. Copiii mei sunt nemuritori. Acest gând este bucuria și speranța mea. Rugăciunea mea este pentru nemurirea voastră în veșnicie. Gândindu-vă la mine, să știți că prin mama voastră se deschide calea către înviere. Vă iubesc cu inima creștină a unei mame pline de speranțe. Mama!